Salut, sunt Blenke Roxana și astăzi, ghiși ce vom face, vom face 3 tipuri de piureuri, nu un tip, 3 la număr. Vreau să învățați să faceți acasă un piure corect. Vreau să fie toate 3 diferite, să le puteți combina cu orice carne, pește, orice doriți voi. Bun, pentru astăzi avem nevoie de mai multe ingrediente. Însă, vreau să începem prin a vă prezenta și tehnici. Noi avem nevoie de tehnici. Pentru a pregăti legumele corect, avem nevoie de tehnica de blanșare. De exemplu, pentru piureul de mazăre pe care îl vom face astăzi cu wasabi, trebuie să opărim legumele. A blanșa înseamnă a opări. Pentru această tehnică vă voi arăta ce se întâmplă și cum păstrăm clorofila. Ne interesează ca piureul să fie verde. Nu vrem să obținem un verde cachi, vrem să fie un verde foarte mișto. Așa că, intro, bagă! De 2 mere, Granny Smith, vom avea de nevoie de 500 de grame de mazăre congelată, vom avea nevoie de 200 ml de lapte, 200 ml de smântână lichidă, oțelină, pătrunjel, fenicul, păstârnac, unt, morcov, wasabi, sare și piper. Hai să începem cu primul piure. Avem nevoie de țelină, am nevoie de păstârnac, rădăcină de pătrunjel, fenicul și mere Granny Smith. Așa, mă voi apuca, le voi curăța. Pentru țelină avem o tehnică. Nu începeți să o curățați ca și un măr, să o decojiți. Așa, pentru că vă tăiați degetele. Facem exact ca și un bucătar profesionist. Tăiem capătul și tăiem baza. După ce am făcut asta, ea este fixă pe masă. Este un lucru foarte important. Luăm cuțitul și mergem după ea. Uitați, ce mișto e. Acum, o tai în două și o pregătesc în cuburi mari, după care o pun într-o oală. Etapa 2 la acest piure. Avem nevoie de un fenicol. Niciodată să nu aruncați astea, pentru că la un plating mișto puteți să puneți frunzulițele de fenicol și dau un gust senzațional. Sau puteți să le puneți într-o salată, în ce vreți voi, să nu le aruncați. Așa, tăiem capătul, exact ca și la țelină. O tăiem pe din două, după care începem și o tăiem fâșii. Cum o să fie piureul ăsta de rădăcinoase albe cu fenicol și cu măr, o să vă placă la nebunie. Vi-l recomand să-l încercați cu un pește. Luați un sibas, luați orice vreți voi, îl prăjiți pe piele în tigaie și merge perfect cu acest piure. Avem și păstârnacul. Voi curăța păstârnacul și mă voi ajuta de un peeler. Îl voi tăia și pe acesta în cuburi mai mari. Am să încerc să le fac pe toate la aceeași dimensiune, pentru că vreau să fiarbă deodată. Așa. Avem și rădăcina de pătrunjel. Mă voi ajuta tot de un peeler. Dacă aveți acasă numai țelină, nu este nicio problemă. Folosiți ce aveți și în frigidere. Nu trebuie să... Uite, eu, de exemplu, aici am o problemă. Ca să vă explic. Pătrunjel este stricat și încerc și eu să salvez ce pot din el. Pentru că este păcat să aruncăm totul la gunoi. La final mai trebuie să adaug mărul. Am să curăț mărul cu peelerul. Să-i tai capetele. Și fac la fel și cu acest măr. Așa, am pus și mărul aici. Acum avem nevoie de 200 de ml de smântână lichidă și 200 ml de lapte. Restul, până trece la suprafață, am să adaug apă.
adaugă un praf de sare și punem la fiert. Între timp ce piureul de rădăcină se albe fierbe, vreau să ne ocupăm de piureul de mazăre. Luăm mazărea congelată, nu o lăsați la decongelat, luați-o direct din congelat. Am pus aici apă la fiert și acum facem operațiunea de blanșare, cum zicem noi bucătare, ce înseamnă operațiunea de opărire. Vreau să opăresc pentru câteva secunde mazărea, după care o scot înapoi într-un bol. Număr până la 20. Mazărea este gata. O punem într-un robot de bucătărie care mixează. Punem mazărea aici și adăugăm pasta de wasabi. Aici avem 2 grame de wasabi. Eu nu vă recomand să puneți mai mult pentru că wasabi are un gust foarte înțepător. Se aseamănă cu hrianul, dar nu prea. Așa. În continuare avem nevoie de unt. Punem 100 de grame de unt, iar acum vom adăuga sare. Am luat și polonicul în mână pentru că vom avea nevoie și de puțină apă de unde am blanșat, de unde am opărit mazărea, pentru a-i da cremozitate piureului. Iau un pic de apă. Pun în aparatul de mixare și acum voi blenda foarte bine. Uitați ce culoare am obținut. Asta este culoarea care vreau. Bun, acum hai să ne apucăm și de piureul de morcovi. Vreau să curățăm morcovii. Eu mă folosesc de un peeler, de un ergonom. După ce am curățat morcovii, îl tai în jumătate, după care îl las un pic mai grosier. După ce am curățat morcovii, eu zic să mergem pe foc cu ei împreună cu untul. Voi pune 250 de grame de unt, pun un fier de ulei la bază pentru a nu arde untul. Dăm drumul la foc și lăsăm să-și facă treaba. Amestecăm bine aici și lăsăm să fiarbă morcovul în unt. Aici, la piureul de rădăcinoase albe, amestecăm. Mai are câteva minuțele, după care putem să mixăm foarte bine și piureul de rădăcinoase albe. Ați văzut ce simplu este, mai ales cel de mazăre. Așa a fost. Pac! Gata! Piureul de rădăcinoase albe și penicula fiert. Așa. Îl voi pune în mixer. Voi adăuga puțin din laptele cu apă și smântână lichidă. Am pus un praf de sare. Și acum vom mixa foarte bine. Aici avem piureul de rădăcinoase albe. Acum îl vom da prin sită ca să fie foarte fin. Trebuie să fim șefi la noi acasă și atunci vom folosi toate tehnicile care le folosesc eu în bucătărie. Vă voi învăța și pe voi să le aplicați. Luăm piureul. Cred că v-am nebunit cu sita, dar este foarte important pentru a obține cremozitate. Iar după ce l-am dat prin sită, adaug 50 de grame de unt. Acest piure merge foarte bine cu un pește slab, cum ar fi dorada, lupul de mare. Și bineînțeles trebuie să adăugați și sarea după gust. Sunt persoane care mănâncă mai sărat, sunt persoane care mănâncă mai puțin sărat. Dar cel mai important lucru, la final, trebuie să adăugăm un cubuleț de unt pentru a lega toată compoziția. La acest piure vă recomand să faceți un sos beurre blanc și vă promit că vă voi face un episod în care vom învăța 2 sosuri. Morcovii sunt gata, îi pun și pe aceștia la mixer, uitați ce frumos au caramelizat. Ce sunet frumos. De asta îmi place să-i fierb în unt, pentru că ei se caramelizează, au un gust, nu vă puteți imagina. Așa, untul în care a fierb, bineînțeles că nu-l aruncăm, îl punem aici. Jumătate din cantitate. Și vom adăuga și 50 de mililitri de smântână lichidă. Acesta este piureul de morcovi și acum vreau să-l dau prin sită. Primul piure pe care l-am făcut astăzi este cel de mazăre cu wasabi. Și le vom prezenta aici pe toate 3. Punem piureul și cu spatele lingurei venim tip pană.
Vom face la fel cu toate. Voi lua și piureul de rădăcinoase albe. Vedeți ce simplu este? Acestea au fost cele trei tipuri de piure pe care vă încurajez să le încercați și voi acasă. Vă aștept să urmăriți rețetele pe canalul meu de YouTube, Instagram și Facebook. Vă pup!